Un român a fost arestat în Italia după ce ar fi provocat un incendiu de vegetație soldat cu pagube importante. Focul a fost atât de puternic încât italienii au fost nevoiți să folosească avioane și elicoptere ca să-l țină sub control. Incendiul provocat de român a fost unul deosebit de puternic. Vegetația a ars neîntrerupt mai multe zile, iar autoritățile italiene au fost nevoite să apeleze pe lângă pompieri și vehicule de stingere terestre și la avioane și elicoptere cu apă. Mai mult decât atât, focarul pe care l-a provocat s-a apropiat periculos de mult și de două orașe aflate în apropiere. Românul a fost surprins de polițiști în timp ce alimenta flăcările într-o zonă din sud-vestul țării, iar individul nu este la prima abatere. În 2017, acesta a ajuns la închisoare pentru o faptă similară, scrie Corriere de la Sera. Iar în urmă cu doar câteva zile, o altă persoană, de data aceasta un fermier italian în vârstă de 50 de ani, a fost surprins în timp ce dădea foc vegetației pe un câmp. Și acesta a fost reținut de autorități și acuzat de incendiere.